În cadrul acestui tutorial voi prezenta layout-ul unui curs Moodle și care sunt blocurile existente într-un astfel de curs. Layout-ul unui curs Moodle e format din trei părți. Este o parte stângă, o parte de mijloc și o parte dreaptă. Partea de mijloc conține, de fapt, elementele de bază ale cursului. Se postează teme, se postează resurse, se postează diferite sarcini de lucru și, în general, această parte de mijloc poate fi structurată fie în funcție de teme. Vedeți aici, în cursul acesta, noi am mers pe tema 1, tema 2, și vor urma celelalte patru teme, parcă până în final vom avea 6. Sau poate fi structurată pe săptămâni și atunci în fiecare săptămână pot fi postate resurse sau sarcini de lucru pentru participanții la curs. Blocurile din partea stângă și partea dreaptă sunt blocuri, unele dintre ele fixe, care orice curs le poate avea, sau blocuri care pot fi adăugate de profesorul sau administratorul cursului. Pentru cursul nostru, pentru că pe acest curs exemplific blocurile existente, avem un bloc de navigare, un bloc de administrare, un bloc de comenturi, un bloc de căutare forumuri, un bloc cu ultimele noutăți, un bloc cu evenimente care urmează să se întâmple și un bloc care conține activitatea recentă. Nu am să insist mai mult asupra descrierii acestor blocuri, pentru că aceasta este, de fapt, sarcina voastră de lucru. E clar că numele blocului este în engleză și, de asemenea, este foarte sugestivă pentru funcția blocului. Dacă nu știți limba engleză, poate utilizați Google Translate ca să vedeți ce înseamnă fiecare bloc în parte.